Dumnezeule, făcător de minuni, Duh prea curat, cel din fecioară întrupat, cel ce îmi asculți rugăciunile și îmi împlinești dorințele, cel prin a cărui voie stau toate în ființă și cel a cărui putere le supune pe toate. Luminează-mă, Doamne, cu lumina Ta cerească și acoperă-mă cu harul Tău. Fă ca, stăruind eu în această rugăciune, credința mea în Tine să sporească și dă-mi să înțeleg că tot ce mi-e dat să trăiesc, fie că e înspre mulțumire sau înspre îndreptare, e cu un rost bine știut de Tine, Doamne. Iar ceea ce Tu rânduiești înspre împlinirea lucrării Tale e deasupra plăcerilor și a poftelor oricărui om. Tu le cunoști, Doamne, pe toate cele nebănuite și Tu stăpânești în vecie peste toate cele trecătoare. Învrednicește-mă, Doamne, ca să pot iubi toate faptele Tale. Îndreaptă-mi gândul înspre a înțelege că toate cele ce mie îmi par de neîmplinit, Tu le poți împlini pentru mine. Și deschide-mi inima în fața miracolelor Tale, căci mă încred în ele cu toată ființa mea. Amin. Iisuse Hristoase, Dumnezeu întrupat și Duh al adevărului, Cel ce existi în toate cele atinse și neatinse, primește-mă și astăzi înaintea Ta și ascultă-mi rugăciunea. Primește recunoștința și mulțumirea mea pentru că mi-ai dăruit această zi și ajută-mi să o petrec cu Tine în gând și în suflet. Nu mă lipsi nici azi de binefacerile Tale, cele care îmi aduc liniște și împăcare, și îndrumă-mă Tu pe cărarea ce duce către împărăția Ta, căci vreau să petrec o veșnicie alături de Tine, Doamne, și mântuit să mă găsesc la sfânta judecată de apoi. Amin.